Serviciul militar obligatoriu nu mai există în România, dar în cazul decretării stării de război, Ministerul Apărării va fi nevoit să cheme anumite categorii de români. Refuzul nu este acceptat, iar aceștia riscă să fie pedepsiți cu închisoarea. Guvernul României pregătește în contextul războiului din Ucraina un proiect de lege care să constituie baza legală pentru instaurarea unei situații de criză în țara noastră. Una dintre prevederi este ca bărbații între 18 și 60 de ani să intre în rezerva generală în caz de război. Dumneavoastră, dacă ați fi chemat, ați merge la război? De uneori da, dar dacă nu deranjează nimeni țara, stau pe pace. Dar dacă ați fi chemat... N-avem încotro, toată lumea trebuie să meargă. Să-și apere pământul, țara și moșia. V-ar fi teamă? Nu, fără probleme. Dumneavoastră ați făcut armata? Da, și am făcut-o la tancuri. Rusești. Da, 85-86. Sunteți pregătit? Cu ochitor bun. Ce prânz zboară trei. Te duce la război? Eu? Pe cine zapăr? Până ce zapăr? În România, în România lumea noastră. Dar noi mai avem decât aerul care am lăsat tot, nimic, păduri, ape, tot, au luat, pe ce zapăr, pe Iohannis? Iohannis care, ce? Nici măcar din român. În cazul unui război, sunteți pregătiți să vă duceți? Da, pentru că eu am făcut armată. Din păcate, după 97 sau 96, nu mai știu, nu s-a mai făcut. Rezervii nu sunt decât de la 40 de ani în sus care au făcut armată. Și asta e o mare greșeală. Cel puțin pentru țara noastră, care e la marginea NATO, ca să zic așa. Vă este teamă? Nu. Din cauza că, făcând armata, prinzând Revoluția în 89 în București, adică nu mă mai sperie în pușcătură. Că ce a fost acolo în 89, deci cred că încă sunt obișnuit. Adică încă nu cred că mi-ar fi frică ca să plec la război. Adică să plec să apăr țara, pur și simplu. Rezerva generală militară în caz de război va fi formată din toți bărbații care au între 18 și 60 de ani, iar voluntarii care nu au stagiul militar satisfăcut trebuie mai întâi să treacă printr-un proces de instrucție. Inclusiv studenții vor putea fi recrutați. Și cred că datoria fiecărui român. Ați văzut cât de patrioți sunt ucrainienii? Cât s-au înrolat și cât se înrolează civili în armată să lupte? Păi țara ta, frate! Deci n-ai cum să te dai înapoi. Credeți că și românii ar trebui să facă același în cazul unui... Cred că da, dar eu vă spun cinstit că eu cred că foarte mulți ar fugi. Sunt mulți cred că care ar pleca. Eu oricum am o anumită vârstă, deci oricum în Ucraina s-au luat până la 60 de ani. Eu am 52. În caz de ceva, fiind militar rezervist, cred că m-ar lua, adică fără doar și poate. Eu m-aș duce, că am 70 de ani, mă duc în locul copilor, dar ei nu. Ei copiii nepoți nu. Ați făcut armata? Da. La aviație. Și plus că am fost, după perioada de... am fost instructor de șofer la școală de șofer la Sacalaz, tot în cadrul armatei. Cetățenii cu obligații pentru îndeplinirea îndatoririlor militare sunt cei care îndeplinesc serviciul militar sau în rezervă și cei încorporabili cu vârsta cuprinsă între 20 și 35 de ani, dar și cei între 35 și 63 de ani. Proiectul mai prevede ca pe timp de pace cetățenii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care nu au participat la serviciu militar activ sau în rezervă, să poată solicita Ministerului Apărării Naționale participarea la programul de pregătiri militare de bază. Un astfel de program s-ar putea desfășura pe parcursul a 4 luni în calitate de militar voluntar în termen.